Victor Ciutacu anunță jihadul lui Sebastian Ghicu. Noi dezvăluiri halucinante ale fostului deputat fugar, Victor Ponta, a fost obligat să demisioneze. Victor Ciutacu a făcut un anunț incredibil în direct la România TV. Jurnalistul a anuncat jihadul care l-ar putea produce un nou episod din interviul cu Sebastian Ghicu, care va fi difuzat în această seară. Ciutacu spune că dezvăluirile din această seară l-au în prim plan pe fostul premier, Victor Ponta, sublinierei nu numai. Sebastian Ghicu devoalează mecanismul denunțurilor profesion, subliniere TI. Prin subliniere antajace, subliniere TI, sunt obligați să fie denuncați mai mulți oameni. Un premier, Victor Ponta, a fost obligat să demisioneze. Sebastian Ghicu poveste subliniere-te cum au fost pulverizați trei candidați ai unui partid ca să nu mai candideze. Este vorba despre trei candidați distrus, sublinierei, într-o singură lună, a dezvăluit Ciutacu. Acesta nu s-a oprit însă aici. Despre tot ce se vorbe, subliniere-te. Se discut despre Klaus Iohannis, Florian Coldea, Laura Codruca-Kovesi, Victor Ponta, Gabriela Firea. În ciuda tuturor presiunilor, caseta aceasta va intra pe post, a mai spus Ciutacu.